Bună tuturor! Astăzi voi face un nou episod din seria Se va face slime. Voi încerca lucruri noi, ca acest clay. Pe acesta l-am găsit la o librărie, se numește Lidana și este foarte ieftin. Am dat 2,50 lei pe el. Să vedem. Cred că este maro sau griu. Da, este griu. Da, arată mai mult ca un lut. Cred că este clay din ăla de copt în cuptor. A, nu. Se usucă la aer. Să vedem care-i treaba. Chiar se face. Mi-ar fi plăcut totuși să fie alb. Și cam așa arată rezultatul final. Este foarte elastic. Și deși am avut un slime transparent care era puțin lipicios, se rupe. Se întinde cam greu. Textura asta mi-aduce aminte de pătrățelele alea pe care le-am mai încercat eu. Pătrățelele din clay. Nu știu cum se chemau. Ok, cam asta este. Parcă este o gumă de mestecat. Ok, a ieșit cât de cât ok, dar mai degrabă prefer să fac cu clay de genul sau așa. În continuare am să încerc să fac niște slime cu nisip. Am găsit acest nisip kinetic, cred că este. Da, nisip magic sau kinetic. Ok, să vedem dacă nu se dezactivează, că am pățit-o de mai multe ori. Am pățit-o cu nisipul ăla de la Pepco, dar doar cu nisipul de culoare galbenă. Sper să nu se dezactiveze. Îmi place foarte tare culoarea asta. Care este culoarea voastră preferată? Deci nu s-a dezactivat și arată ok. El în timp se va face și mai frumos. El după vreo 2 zile cam așa ar trebui ca să arate și mai bine. Așa se întâmplă în general cu slime-urile făcute cu nisip. Ok, asta a fost un succes. Între timp am schimbat și placa. Ok, mai am o bucată de Daiso Clay de culoare neagră și vreau să încerc un lucru pe care îl tot văd pe Instagram și anume să amestec Daiso Clay cu slime cumpărat.
Cleiul acesta se... Slime-ul acesta se întinde destul de bine. Doar că cleiul pătează. Se întâmplă ceva ciudat. Deci a devenit foarte lipicios. Am să adaug niște slime făcut de mine să văd dacă îl pot repara. Nu am găsit niciun slime alb sau transparent, nu mai am. Așa că am să adaug slime-ul de dinainte. Asta făcut cu nisip. Nu-mi place deloc cum a ieșit. Am să mai fac puțin slime transparent și revin. Ok, am adus slime-ul. Altă treabă. Este mult mai bun acum. Ok, cam asta este pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest clip. Și ne vedem data viitoare. Pa!